Inspectoratul General pentru Aviație, funcția de șef al departamentului care se ocupă de coordonarea misiunilor SMURT, ar fi fost obținută pe nedrept anul trecut de un pilot care a aflat înainte cu o zi de examen subiectele, spun procurorii DNA, care au trimis în judecată pentru fapte de corupție 3 ofițeri. Fostul adjunct al IGAV, Cătălin Ungureanu, din poziția de președinte al Comisiei de Concurs, ar fi oferit detaliile despre subiecte comandorului Lucian Lupescu. Acuzat este inclusiv un pilot SMURT care l-ar fi ajutat pe candidatul care a și câștigat cu verificarea răspunsurilor. Dosarul se va judeca la Tribunalul Militar București pentru că piloții Ministerului de Interne au grade militare.